Am ajuns și la Alba Iulia, un județ frumos, oameni frumoși, oameni gospodari. Numai doar că avem hoți protejați. La poliție dacă dai, parcă, nu știu, parcă zici că ești într-un stat, aici este IPJ-ul, într-un stat mafiot. Ăștia să bată pe umăr că sunt cinstiți. Ia să vedem noi. Mulțumesc! Domnul Bic, l-ați văzut? A venit? Domnul Bic, nu. Domnul Rus? Domnul Rus este. Numele meu este Geana Haricol. Dacă se poate, aș putea să vorbesc și cu dânsul. O să vă anunț că facem acum. Este poliția română în slujba cetățeanului? Cât de mult este în slujba comunității? Sau în slujba cetățeanului? Așa cât prevede legea de organizare și legea din țară. Adică, eu văd că se fură acum, se exploatează și poliția dă de numără în Alba. Și ai văzut? Nu, mă duc cu doamna. Doamna, tot așa. Încă venim. Păi, acum am venit. Da, trei ani. Ia, e bun. Mulțumesc.
Apare. Vreau să vorbesc cu domnul Bic, că e important, pleacă de la domnul Bic, pleacă. Asta e decizia de audiență de domnul Bic, cred. Bani, e al domnului inspector șef, dar domnul inspector șef nu este. Bună dimineața! Nu vreau o audiență, vreau dacă doar scurt, adică ce se întâmplă. Comunicarea dintre cetățean și inspectorat. Deci aveți cu cine am onoarea? Sunt comisar și Linda Prădan, pătătorul de comunță. Păi și la dumneavoastră am trimis adrese și nu te-ați curs. O să facem un test. Vă dau de Crăciun o adresă către purtătorul de cuvânt. Nu trebuie să-mi trimiteți mie, trebuie să trimiteți pe adresa de e-mail la inspectorat. Exact în adresa noastră să trimit. Și ați trimis ceva pe timp pe mail și n-ați trimit răspunsul care? Nu. Cât? Până dimineața. Nu mai știu, că eu dacă tot trimit la acest inspectorat. Cine? Nu se fură, pădurile din țară nu se fură și nu se exploatează mineralele din zona Aiudului. Eu am anunțat mereu, nu știu. Deci eu ceea ce ați trimis dumneavoastră și s-a primit pe adresa de mine, pe sigur că am scos. Ok. Nu sunt în măsură să soluționez eu. Eu am nu este vorba de soluționare. Este vorba că nu s-au dat curs la unele dintre ele. Vă rog să ne spuneți care este. Exact, da. Deci domnul Bic nu vine astăzi, da? O sănătate. Pe dumneavoastră vă căutam. Așa. Domnul Bic, da? Da. Domnul Bic, cum aș putea să vorbesc cu dumneavoastră 3 minute, dacă îmi permiteți? Păi dacă așteptați, ce se întâmplă cu dumneavoastră? Că nu știu, sunteți un om creștin, sunt atâtea zvonuri, adică am dat adrese și către cumnatul dumneavoastră, la poliție, la aiut. Dar vă preocupă soarta mea ca persoană? Nu soarta dumneavoastră. Fac reclamații pentru furt de minerale, exploatare minerală ilegală. Anunț, nu așteptați să urc până la birou și știți, umblă un zvon că aveți 3 camioane la o firmă, oțel ceva, nu știu. Îți minciun, dar nu știu, nu confirmați asta. Dar într-o dimineață au venit cei de control dimineața la dumneavoastră acasă? Da, asta e problema noastră. Am văzut o grămadă de oameni acolo într-o dimineață. Există suspiciunea că dumneavoastră ați fi corupt, că dumneavoastră știți că n-ați avut coloană vertebrală cu mine. V-am dat un exemplu. Asta e problema, așa că gândiți dumneavoastră. Păi dumneata mi-ai adus o stare de temere când îmi spuneai în fața bisericii, alături de cumnatul dumneavoastră. Dumne, nu ești cinstit, atenție. Dumneata nu ești un ofițer cinstit. Dumneata ești la SOP și la rutieră, dar n-ai fost niciodată la SOP. Și îți mă ajut de cetățeni. O duci bine, probabil că ești bogat.
faceți-vă că nu-i cunoașteți, când vă duceți, da? Și filmați-i. Ei încearcă să vă ducă în zona administrativă, să n-aveți nicio dovadă. O să vine imediat. Avem și Vătafă Bic. Domnul Vătafă Bic. Domnul Bic este ajuns aici. Da, e Vătafă, da, dar e pe sop și pe rutieră. Și omul ăsta n-a fost niciodată la sop. El nu știa. El a fost pe la DNA cu om cinstit. Pentru mine i-am și spus că e un necinstit. Când am făcut să... Vă dați seama, domnule, vă dați seama, am făcut să-și dea amendă, n-am făcut coloane vertebrale, m-a trimis pe vreodată preotul, el încălca o ghiostă în oșici și de om cinstit și îmi crea o stare de temere, că, auziți, eu ca petiționar, încearcă el să însceneze, să mă aresteze, că am trimis petiție. Păi nu, asta a spus poliția el. Nu arestează. Păi nu, asta, așa a spus el. Poliția nu arestează. Sunt dar ideile... Domnule, ajută, ne vedem. Tu ești de ajuns atunci. Tu ești. Păi ne vedem atunci, aș mai vorbi. Păi nu, nu ies. Nu, ne vedem așa. Eu nu ne vedem, că tu nu ne vedem, dar nu vedem muțin. Ne-au zis la telefon. Sărbători fericite. Ceau, sărbători. N-a avut bătat. Nu, fac apreciere față de mine, este șeful meu. Nu, eu fac, eu îmi permis să fac, că nu, eu necinstit, așa se spune și repet ce fac. Eu am spus că e necinstit. Nu-i corect. Dom'le, să fură acum ora actuală. La ora actuală acum, eu vă spun, uitați, dumneavoastră sunteți să faceți sesizare, da, eu stai aici. Dom'lea, dacă n-am făcut la mii de sesizări, deci se fură, deci polițiștii sunt pe mine, atenție, din aiut, vorbim din aiut. Nu am o funcție de conducere, dar sunt o grămadă de activități care se fac și rezultate. Nu vreau să vă dați seama că sunt fructuri de mineraliere, că o să încercăm sumal acum, exact ca la pădure. Deci să fură nisip și piatra acum, la ora actuală, iar poliția de noi, păcurici. Păcuriciul ăsta care e șeful meu, de șef și el pe acolo. Nu ia nicio măsură, ce treabă are.
Să trăiți, cu respect. Ce, ce frumos arătați în aceste haine. Da, mulțumesc. Haideți, nu vreau să vă rețin. Da. Am o rugăminte la dumneavoastră. Ce se întâmplă? Că știu că sunteți aici un inspectorat destul de... Uitați, chiar eu mă simt așa rămân când văd și nu le să-mi aduc aminte de ce am trecut. Adică sunteți frumos. Dom'le, ce se întâmplă cu Bic ăsta și cu Păcurarea și cu Bercea de la Aiut? Dom'le, să fură Cancodru acolo. Am adus la cunoștință... Deci oamenii aceștia nu iau nicio măsură de mine. Dar dumneavoastră sunteți... Mă băgați într-un birou administrativ. Da, este... Eu am echipamente pe mine. Poftiți, vă rog frumos, dar... Da, trebuie să vă spun că un sediu inspector... Înțelegi, vreau să sunt într-o zonă neadministrativă. Știți de ce? Pentru că dumneavoastră sunteți transparent. Da. Deci mi-au venit mesaje foarte multe. Așa, bă, până nu te duci la omul... Nu vreau să intru, că nu am certificator. Dar nu este zona de securitate? Nu. E zona, e birou... E clasa 1 sau 2? Cuvânt, nu e zona 1 și nici zona 2. E într-o ochi, nicio problemă. Ce rugăminte, mă așez aici. Vă rog. Stau mai bine așa. Deci, eu sesizez furtul de minerale de exploatare ilegală, care se încalcă în multe legi. Vorba de redevență, este vorba despre autorizații care nu sunt pe mediu, dau și la mediu, dau, am dat peste tot, și ANRM-ul, și am anunțat pe toată lumea. Dom'le, vin polițiștii, constată personal, filmează cu camera din dotare, conform deciziei 97, ei nu fac raport către dumneavoastră, nu vă anunță. Acum, la ora actuală, se exploatează ilegal pe teritoriul județului Alba. Ilegal. Aveți undeva o... Doamne, dar poliția din Aiut, i-am dus acolo, au constatat personal, i-am dus de nu știu câte ori i-am dus. Se continuă furtul masiv. Da, vă rog, spuneți-mi în ce zonă, ca să putem să... Păi l-avem, de exemplu, pe Moga, chiar pe teritoriul UAT, chiar am fost în Aiut, în zona unde... Dallas, cam așa ceva. Eu nu sunt de aici, numai să știți de unde sunt. Avem pe autostrada până în Dumbrava, mănăstire, pe partea stângă, să și vede că se exploatează acolo. Nu știu cât de mult. Numai puțin, vă rog să-și noteze colega de aici. Nu, eu vă trimit solicitarea, petiția iară, cu detalii, cu azimul, cu toate astea. Vă trimit și în atenția dumneavoastră și doamnei purtătoare de cuvânt, cu detalii și cu e-mail-urile care le-am trimis, n-am primit răspunsuri sau care am primit răspunsuri sfidătoare. Adică când citeam răspunsul, l-am spus, nu mă aflu în România, mă aflu într-un stat mafiot. Poliția română, sigur, i-am rezolvat problema. Sunt convins. O să dispun efectuarea de control, o să trimit serviciul specializat, serviciul de investigare. Domnul meu, îmi vin mesaje că domnul Bic nu a nimic cu omul ăsta. Eu să-i transmiteți, că i-am transmis personal, este un necinstit. L-am dovedit, un necinstit, s-a făcut de râs și îl mai fac de râs că omul ăsta n-ar ce să caute în poliție, să-și dea demisia. Adică el încalcă ghiul 195, mașină, șef de poliție, trage unde pe locuri nepermise, chem poliția foarte greu, că a zis că șeful nostru nu puteți să-l amendăm. Și el era la biserică cu pioșenie. Omul ăsta, nu știu, eu nu-l acuz de ceva, dar este corupt. Ce se întâmplă omul ăsta? Pentru că și cumnatul lor, deci ei mi-au creat o stare de temere transmisă verbal, știa că filmez. Adică dacă eu dumneavoastră vă trimit petiții, în mintea lui, a spus că o să cercetez el, că am trimis o petiție, 50 de petiții și o să dreptul fiu cercetat. Dreptul la petiționare este garantat prin Constituție. Păi să-i spuneți, băi, că omul ăsta nu știe. Dreptul să petiționeze. Eu i-am spus-o și a spus că, i-am și spus, cum 50? Înseamnă că mi-ai pierdut încă 50, că am trimis 100 și o să trimit 1000, să vedem. Adică n-am mai vrut să mă duc în biroul ăla, pentru că a tăbărut cu cumnatii sub pe mine în fața bisericii să mă agreseze, m-au jignit de față. Bine, omul nu, că el e cu pioșenie, că e nașul și finul cu popa. Dar omul acesta, cât a fost la conducere în Aiut, pur și simplu a tolerat ilegalitățile. Eu vi le-am trimis aici, la IPJ. Acum le-am trimis și către IGPR, dar acum o să le trimis și la alte structuri care sunt mai sus de poliție. Să cerceteze și județul ăsta, pentru că la ora actuală, deci și cu furtul de lemne, am fost bătuți, chiar în prezența poliției, și cu furtul de minerale, am fost alergați și bătuți și agresați de față cu poliția, adică a venit poliția, a văzut, am arătat filmările, n-au luat nicio măsură. Aici, în județ, la dumneavoastră, ce se întâmplă? Când deci, asigurați cetățenii? Sigur, deci dumneavoastră să ne okay. trimiteți o petiție, vă asigur, eu vă dau detalii. Toate aspectele pe care dumneavoastră ni le sesizați. Și vă asigur că luăm măsuri, nu tolerăm niciun act de disciplină, nici rândul personal. Vă dați seama, eu am sunat la dispeceratul din Aiut, înregistrați, să vină să-i prindă în flagrant.